Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă, dar de această dată ați văzut în titlu, în thumbnail, știți despre ce este vorba, îl avem pe băiatul nostru CJ Carl Johnson, numai că efectiv s-a plictisit de Los Santos, San Andreas, nu mai vrea cu Grove Street, cu Bala și așa mai departe și s-a mutat într-un alt joc, pentru că suntem în God of War, ați văzut bine din titlu și datorită faptului că a ajuns jocul pe calculator, au început băieții să modeze, să lucreze acolo, să mai schimbe din fișiere. Dacă vă plac modurile de genul, o să mai încercăm. Mi se pare că mai e unul și cu Big Smoke și așa mai departe. Ușor, ușor o să înceapă să apară din ce în ce mai multe. Aveți link în descriere către tipul care a și făcut modul respectiv. Nu este gratuit momentan. Și o să intrăm noi în căsuță, pentru că am făcut povestea jocului și așa mai departe. A trebuit să reîncep de la zero. Datorită faptului că urmează o luptă interesantă și putem să vedem cel mai bine skin-ul. Dar trebuie să recunoști că e prea hilar să-l vezi pe CJ în joc. Mai are mici glitch-uri pe aici și pe acolo. Cum arată textura, parcă e înghețată fața așa. Dar eu zic că a făcut o treabă bună cu modul respectiv. Îl băgăm la ascunzătoare și începe treaba. Deci nu-mi vine să cred. Cred că m-am bătut cu ăsta 10 minute și am realizat că nu mi-a filmat. Adică eu am apăsat pe butonul de filmare, dar nu m-am uitat să văd dacă mi-a pornit filmarea, a fost o eroare. Oh, Doamne sfinte. Credeam că vei fi mai mare. CJ mai mare. Stop, nebunia la om sunt. Ești departe de casă. Are dreptate. Că suntem departe de Los Santos. De asemenea, boys, GDA în descriere, codura 12% reducere. Am ceva strawberry banana. Mă mir că mai am, că am mai băușa din aur. And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us, so much smarter. Deci lupta cu asta e interesantă. And yet you hide out here in the woods. Te ascunzi în pădure ca un laș. L-ai supărat pe CJ. Dar vezi ce-ți da acum. Nu vrei lupta asta. I'm pretty sure I do. Bine, deci ăsta în joc a venit pe... Hopa! A venit special să se bată cu noi. Pleacă. Home. You are going to have to kill me for that. Trebuie să mă omori. No, e supărat rău CJ acum. I warned you. Am avertizat. Deci povestea e că el nu simte durere și a crezut că dacă se bate cu CJ, o să simtă ceva. Dar îl umflă acum CJ, fiți atenți. Scularea. În rândul meu. Oh, a plecat șobolanul. Hopa. Ce gură are. Nu vine să cred că trebuie să mă bat iar cu el. Și am realizat că eu n-am filmat fix când s-a terminat lupta. Na. Te umflă acum CJ, te rupe pe bicior. Bun, ideea e că modul original al developerului, nu știu că am zis în episod, aveți link în descriere, trebuia să fie cu o bâtă și nu trebuia să am armură pe mine. Dar, nu știu, mi-a dat o eroare când l-am instalat, habar n-am, nu știu de ce. Și nu avem bâtă, că era mișto. Ce-am făcut, m-am plecat cu cursorul de pe ecran. Și fii atent, de când am jucat Elden Ring, mă feresc mai bine de lovituri. Vezi că te rupe SG pe picior. Dă-i. Au! Oh! Nici o șansă. Dar dacă vrem să-l batem mai repede, dăm cu toporul! Este un pic să încerc eu ceva. Cheamă-l bă înapoi! Aha. Vreau să dau Q să-i dau parry. Aha. Hai zic, quick reflexes! Ia.
Vezi că are scut CJ, nu dai gal. Bun. Îl umflăm acum cu niște hituri de astea babane și trecem la pum, pum, pum. La ficați! Aoleo, bă, da, zburăm! Hopa! Ce sunt două paturi acolo? Dă-i o! Una! Două! Dă-i, dă-i, umflă-l, umflă-l! Sparge-l, distruge-l! Pleacă din casa mea! German suplex! Mai supăr rău de tot. Asta e pentru toți băieții mei din Grove Street. Boom! Pentru Big Smoke, Trădătorul. Pentru Rider. Pentru Sweet. Stai că mi-am luat după cucoașa. Încerci bătrân. Ți-a arăt eu încerci bătrân acum. Bă, s-a vindecat complet. Vrei să încerci iar? Vorbești prea mult, amigos. Mamă, zici că e o stâncă. CJ, n-ai ce să-i faci. Fiți atenți, acum... Mamă, ne-am enervat la maxim. Pentru toți râncăciovenii, pentru toți băieții mei din Grove Street. CJ la maxim! Boom! Rupel! N-a de aici. Ah, pentru Sweet. Pentru Big Smoke. Nemernicu. Oh-ho-ho. Na. Pentru Balash. Pentru toți. Păi aia Galben. Cum îi cheamă? Că nu mai știu. Din gang cu Galben. Vagos. Nu mai țin minte. Mamă, ce-i dă. Sparge-l. Boom. Mamă, te rupă picioareta. Dă-i, mă, dă-i, dă-i. Dă-i, dă-i la nebun, sparge-i dinții. Că am mai filmat odată. Na. Vai, 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 transpir în viața reală. Bum. Mă distrez prea tare. Un fel pe nebun. Bă, non-stop îi dau, nici nu mă mai opresc. Bă, nu mă mai opresc, voi nu înțelegeți. Stai așa că acum am revenit. Ok, ok. Dă-mi un moment de pauză. Un moment de reculegere, te rog. Na. Hai, continuăm. No, nu mai merg schemele astea. De când joc Elden Ring, acum mă ferez lejer. Ia, doar atât poți. Asta e tot ce poți să faci? Asta e tot? Ce pumniți de CJ aici? Aș fi vreo combo-uri mai multe în joc, știi? Se tot repetă. N-ai cum să mă mai ataci. Na. Că mă ferez de orice. Și pleacă. Nu mai știu cum se numește schema aia. Când lua de picioare și se învârtea așa cu el, am uitat. Dă-i-o. Rupel. Rupel. Dă-i-o, CJ. Nu-l ierta. Umflă-i mufa aia de nemernic. Stai că i-a venit o idee. Iată la puterea lui CJ acum. Mută munții din loc. Exact aici am reali... Nu, era mai încolo de fapt. Sau aici era? Nu, era mai încolo. Gata. GG, boys. A fost bine zupta asta. Deci a fost bine de tot. Plecăm și noi acasă, gata. I-a ajuns de CJ. Hopa. Auctă-l pal nostru. N-ai ce să-i faci de CJ. Era mai funny dacă reușeam să scot armura cu scutul, pentru că în scena asta el părea că sparge piatra cu mâna goală. Era mult mai mișto, dar nu știu cum să le scot. E o eroare de la mod, cred. Poate pe viitor se rezolvă la alte moduri.
when Odin sent me here. I just needed answers, but you, you had to act all proud. Throw whatever you have at me. I'll keep coming. That old body will give out. But before I end this, I want you to know one thing. Vreau să știm un lucru, ea. I can't feel any of this. Nu pot să simt nimic. Wow. Deci el nu are nu simte. Și practic nu-l deranjează că el oricum se regenerează, știi? Că practic noi simțim durere ca să ne avertizeze cumva corpul că nu e în regulă ceva. Dar dacă el oricum se regenerează, știi? Hai CJ, nu te da bătut, nu te da bătut. Gândește-te la băieții tăi din Grove Street. Gândește-te bine. Pentru ei te chinui. Vine un coace șobolane. Șobolane. You can't win. I feel nothing. Nu simte nimic el. You feel everything, yet you keep trying. Ia că ne transformăm. Aici e că s-a vindecat. Chiar că vorbește prea mult nebunii ăsta. Mă bate rău pe picior. Te rău pe picioare ta. Na. Opa. Ok. Ok. Bun. Poți degeaba aia. Din nou. Dubla 2. Altceva? Am înțeles. Nu simți nimic, ok. Din nou. Hai să trecem la punct, e prea ușor. O, dar mai nebunii cu săriturile astea. Hai, dă-i și tu un pumn. Nu mai dă cu pumnii ăsta. A trecut la... A apucat săritul. O, bă, nebunie. Nebunie, o, bă. Nu mai schema aia, o știi? O, și-am pus cutul, dar s-a dus. Oleu, aici e jale. Pumnii dau mai puțin damage, cam mai e chestia. Gata, l-am prins. Umflă-l. Vezi că asta încearcă. Picior. Pupă 42 ăsta. Ok. Altceva? Exact. N-ai cum să mă oprești. Ok. O, dar îi place să sară. E GG. GG. S-a terminat cu tine, amigos. Ia. Chocu! Prinde-l! Prinde-l! Aici poate să-i dea cu cotul în coaste. Înțelegi? Cred că trebuia să-l prindă pe sub mâna asta. Că l-a prins doar de gât. Trebuia să-i imobilizeze și mâna. Ia! Sunteți gata? Ata! GG! S-a săturat CJ, gata, nu mai zis. Era mai ușoră viața în Grove Street, ești nebună. Wow! Credea că s-a retras cel undeva pașnic CJ, dar... Nu, tată. Vai, vai, vai. Ești bine, ți-a ajuns? Abia mai merge. Oricum, și caracterul nostru are abilitate să regenereze. Doar că nu cred că așa repede ca ăla. Cum m-au găsit? După tot timpul ăsta. Bă, dar se potrivește modul cu jocul. Că zici că s-a ascuns și undeva. Fiul nostru nu e gata.
Acum se regenerează. Bola nervoasă, CJ. Hopa. Și nici eu nu sunt pregătit. Nu știu cum să mă descurc fără tine. Vorbea de soția lui, cred. Sau partenera lui, nu știu. Damn. But we cannot stay here. Nu putem rămâne aici. V-a plăcut, băieți, sau nu? Show-ul ăsta nebun. Copilul mai e în viață? Se pare că da. Ok, deci ați înțeles în mare parte ideea. Jocul o să continue normal. Am vrut doar să vă prezint modul. Vreau să vă mai arăt la început totuși cum începe jocul, că e tare. Deci dăm new game. Balanced. Uite-l cum stă în spate acolo. Așa trebuia să înceapă jocul de fapt. Fii atent ce mâine are CJ. Zici că e liliac, ce? Vai, vai, vai. Dă-i! Rupe-l! Dă-i! Mesteacă-nu! I s-a desprins mâna. Leagă-o la loc. Prea mișto jocul așa în sine. Adică foarte cinematic. Sunt curios cum o să fie următorul Ragnarok, parcă se numește. Cred că se lansează anul ăsta? Nu mai știu. Get in the boat, boy. Treci în barcă. Cum era să fie ăla micul, să fie Big Smoke. Treci ea să facă modul ăsta. Vreau să fie Big Smoke copilul. Ar fi cel mai insane lucru. Ia uctă-l, bă, CJ, ce putere are. Și ai, mă, că e tankul României. Uctă-l. Cum cară lemnul ăla gigantic. Bun, deci, cam acesta a fost modul. Dacă v-a plăcut și mai vreți astfel de moduri în continuare, apăsați butonul de like, boys. Boys, aveți link în descriere către G2A jocuri mai ieftine, G-Fuel cu durat 12% reducere, livrează repede, băieți, în România. Mie mi se pare amuzant modul. Păcat că n-am reușit să-l fac până la capăt, să pun bâta în joc și să scot armura, dar cred că ați înțeles care era ideea principală. Bun, vă mulțumesc să ne-ați acordată, ne vedem data viitoare. Pa-o!